Marele om de cultură, Titu Maiorescu, intuia printre primii nu doar geniul poetic eminescian, ci și dimensiunea majoră a creațiilor sale inspirate de teme cosmogonice, ori legate de astrofizică, dovada a preocupărilor științifice intense ale poetului. Tot Titu Maiorescu afirmă textual că nici când, cât va exista limba română, nimeni n-ar mai putea crea versuri de amplitudine acestora. Pânce izvorăsc din veacuri stele una câte una și din codrii dintre ramuri, tremurând, s-arată luna. Izvorârea din veacuri a aștrilor, ieșirea lor din hăurile spațiului și timpului, iată o idee poetică pe cât de inspirată, pe atât de îndrăzneață. Nu doar Vedele și Upanishadele stau la baza inspirației eminesciene, ci și lucrări filozofice și științifice de prim rang ale secolului XIX, ca de exemplu Die Welt als Wille und Vorstellung, Lumea ca voință și reprezentare, a lui Schopenhauer, un filozof clasic atât de admirat de Eminescu. Eminescu și fizica. Scenariu interactiv. Autor: profesor Laurențiu Roșu. Interpreți: elevii: Neagu Cristian, Rusana Alexandra, Budu Oana și Mircescu Bianca și profesor Valentin Scarcea, școala Bogdan Petriceicu HD-ul Constanța. În fiecare an, de 15 ianuarie, românii au înscris în calendarul lor sufletesc ziua de naștere a lui Mihai Eminescu, poetul năzuințelor și setei de absolut. Dincolo de maniera absolut genială de gândire poetică, Eminescu rămâne un vizionar, un spirit îndrăzneț și artist unic al cuvântului. Preocupările din domeniul științei, astronomie, matematici, anatomie, nu i-au fost străine. La fel și cele de fizică. Multe fenomene încă necunoscute oamenilor de știință au fost intuite sau anticipate de marele poet. În versurile eminesciene apar și referiri la fenomene fizice care erau deja descoperite, dar modul în care Eminescu le-a exprimat, poetic, prin prisma profunzimii gândirii și sensibilității sale artistice, este cu totul unic. Fragment din poemul Ondină. Arpele în cântece par că se sfarmă, când gem cu sufletul, când zic de alarmă. Muzica sferelor, serafi adoară, inima lumilor ce-o înconjoară, dictând în cântece de fericire, stelelor tactul lor să le inspire. Și cum colorile ce se îmbină, naștea soarelui albă lumină. Astfel, prin vocile răsunătoare, curge astă mistică, dulce cântare. Penultimele două versuri descriu fenomenul de sinteză a luminii. Sinteza luminii este fenomenul invers dispersiei și constă în faptul că dacă fascicole de lumină de toate culorile se contopesc, se obține lumina albă. Un alt poem în care sunt exprimate idei și fenomene din domeniul fizicii este La Steaua. La steaua care a răsărit e o cale atât de lungă că mii de ani au trebuit luminii să ne ajungă. Poate de mult s-a stins în drum, în depărtări albastre, iar raza ei abia acum luci vederii noastre. Icoana stelei ce-a murit încet pe cer se suie. Era pe când nu s-a zărit, azi o vedem și nu e.
Versurile au un profund sens fizic legat de propagarea luminii cu o viteză finită. Fenomenul nu este intuitiv și a fost înțeles în fizică după secole de cercetări. Abia în 1900, fizicienii Michelson și Morley au măsurat cu precizie viteza luminii, prezisă de Einstein ca fiind cea mai mare viteză din univers. Eminescu scria însă La Steaua în 1883. Din punct de vedere fizic, imaginea unei stele aflate la mii de ani lumină, pe care noi o vedem, nu e imaginea ei de acum, ci imaginea pe care a avut-o în urmă cu mii de ani, deoarece atât timp i-a luat luminii să parcurgă distanța dintre sursa de lumină și planeta Pământ. Așadar, e posibil să vedem încă lumina unei stele care s-a stins între timp, dar lumina emisă cândva de ea abia acum ajunge la noi. Lumina care a ajuns în câteva mii de ani la noi este unul dintre conceptele comune ale astronomiei de acum. Există, în plus, și termenul de an-lumină, pentru a denumi distanța pe care o parcurge lumina într-un an cu viteza de 300.000 de kilometri pe secundă. Eminescu însă a exprimat în versuri aceste concepte acum 130 de ani. Scrisoarea întâi de Mihai Eminescu, fragment selectat pentru semnificația sa fizică. Pe când luna strălucește peste atomurilor bracuri, într-o clipă îl poartă gândul îndărât cu mii de veacuri. La început, pe când ființă nu era nici neființă, pe când totul era lipsă de viață și voință, când nu s-ascundea nimica, deși tot era ascuns, când pătruns de sine însuși odihnea cel nepătruns, fu prăpastie, genune, fu noian întins de apă, n-a fost lume pricepută și nici minte s-o priceapă, căci era un întuneric ca o mare fără de o rază, dar nici de văzut nu fuse și nici ochi care s-o vază. Umbra celor nefăcute nu începuse a se desface și în sine împăcată stăpârnea eterna pace. Dar deodată un pumn se mișcă, cel întâi și singur. Iată-l cum din haos face mumă, iar el devine tatăl. Punctul acela de mișcare, mult mai slab ca boaba spumii, e stăpânul fără margini peste marginile lumii. De atunci, negura eternă se desface în fâșii. De atunci, răsare lumea, lună, soare și stihii. De atunci și până astăzi, colonii de lumi pierdute vin din sure hăi de haos pe cărări necunoscute și în roiuri luminoase, izvorând din infinit, sunt atrase la viață de un dor nemărginit. Crearea universului. Scrisoarea întâi conține versuri ce relevă viziunea absolut surprinzătoare a lui Eminescu asupra formării universului, fenomenul de Big Bang. Fizicienii au apreciat ca incredibil faptul că Eminescu a descris formarea universului cu aproape 50 de ani înainte ca știința modernă, bazată pe teoriile cele mai avansate ale lui Einstein, să formuleze teoria formării universului prin acest fenomen. Despre depărtările albastre eminesciene. Telescopul Hubble al NASA a modificat limita distanței pentru galaxii și a surprins un grup primordial extrem de îndepărtat de galaxii
compacte și ultra-albastre, care nu au mai fost văzute înainte. Poate de mult s-a stins în drum, în depărtări albastre, iar raza ei abia acum luci vederii noastre. Cu cât Hubble reușește să străbată spațiul cât mai departe, cu atât mai departe vede, în timp, deoarece luminii îi trebuie miliarde de ani pentru a străbate universul observabil. Acest lucru transformă Hubble într-o puternică mașină a timpului care permite astronomilor să observe cum erau galaxiile acum 13 miliarde de ani. Einstein a prezis, iar telescopul Hubble a confirmat recent, că într-adevăr galaxiile îndepărtate radiază în albastru. Acest lucru a fost însă exprimat în poemul La Steaua de Mihai Eminescu cu mai mult de un secol înainte. Știința modernă și concepția einsteiniană asupra fizicii au confirmat profunzimea gândirii eminesciene la aproape 50 de ani după moartea luceafărului poeziei românești.